astăzi, frați și surori, vom face ceva foarte, foarte special. Chiar acum în fața noastră se află baza secretă McDonald's. A primit această hartă de la un abonat și mi s-a părut foarte, foarte mișto, deoarece, boys, chiar acum în mijlocul unui câmp dintr-o hartă normală de Minecraft se află baza secretă a celor de la McDonald's. După cum vedeți, chiar acum în mâna mea se află o cheie și această cheie, boys, dacă o punem aici și deschidem, hop, ne dă acces la baza secretă de la McDonald's. Sunt chiar foarte, foarte curios ce voi găsi acolo. Ei bine, fraților, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Doamne, ajută să ajungem cât mai rapid la 100.000 de abonați. Eu zic, boys, să nu mai pierdem timpul și să intrăm în baza secretă de la McDonald's să vedem ce se află cu adevărat acolo. Băiatul mi-a zis că, deci, e prima hartă pe care mi-a trimis-o băiatul, până acum nu mi-a mai trimis nicio hartă și sunt chiar foarte curios ce voi găsi aici. Hai să vedem care e treaba. Ah, da, și avem și 4 de ăsta de pui, na, ca să mâncăm, bănuiesc. Hai să vedem. Hai să vedem, boys, McDonald's. Ok, bun, what? Mamă, ce mișto arată! Bun, fraților, deci am intrat aici și în prima cameră, după cum vedeți, avem un dozator de Coca-Cola de la McDonald's. Avem mâncare de la McDonald's și avem niște chesturi. Ok, deci avem aici cartofi, Big Mac și ce sunt astea? Vending machine. Boys, pe astea le bagi aici, nu? Ia, dacă bag o de-asta aici, îmi dă o Coca-Cola! Mamă, cât de tare e chestia asta! Deci, boys, am venit aici și prima dată găsim asta. Bă, destul de mișto, sincer, destul de mișto. S-ar putea ca această bază secretă de la McDonald's să fie una super, super prietenoasă, boys. Adică e tare, uite, vedeți? Da, unde asta și, deci, ăsta este un fel de... Bă, de monedă pe care o bagi în acest dozator și bang, ai băgat-o și îți dă Coca-Cola. Foarte, foarte mișto. Bun, boys, însă haideți să nu mai facem caterinca și toate chestiile astea și să ne focusăm pe ceea ce avem de făcut, adică să explorăm baza. Aici avem mai multe scaune, boys. Ok, mamă, uitați-vă, m-am pus la masă mișto și aici avem pizza. Bun. Hai să vedem ce avem și în chestul acesta. Avem diamond chest plate, McChicken și ai două alegeri. O carte unde scrie că am două alegeri. Vreau să văd dacă filmez chestia asta, bun. Hai să vedem care sunt cele două alegeri pe care le am eu. Am două alegeri, carte scrisă de către un anonim. Acesta este un mesaj complet anonim. Marius, în momentul de față ai două alegeri. Hai să vedem. Deci, voi citim alegerile și scrieți la comentarii ce să alegem. Prima alegere, auziți aici. Să te întorci frumos de unde ai venit, să ieși din baza secretă și să-ți continui viața fără nicio grijă și fără riscul de a muri. Bă, nu-mi place alegerea asta, n-are niciun fel de acțiune. A doua alegere, poți decide să intri în această bază secretă cu un risc de, 99% de a muri. În această bază vei găsi toate secretele McDonald's, lucruri pe care nu le-ai mai auzit până acum. Însă dacă ești prins, ești mort și băgat într-un burger. Cum adică sunt mort și băgat într-un burger? Asta ar trebui să fie o glumă sau pe bune o să mă bage băieții într-un burger? În fine, hai să vedem. Peste sunt multe capcane. Frații mei, cred că deja știți ce o să alegem. O să alegem a doua variantă. Însă eu nu prea am înțeles gluma asta de aici. Dacă ești prins, ești mort și băgat într-un burger. Nu știu ce poate să însemne. Sper că a fost o glumă. Știi, adică, bă, chiar dacă o să mă prinde ceva să se omoare, să nu mă bage într-un burger. Însă hai să vedem care e treaba. Intrare bază. Haideți, băi, 3, 2, 1 și mamă, deja văd niște oameni morți pe aici. Bro, nu e așa de prietenos. Deci, bă, camera asta arată mai prietenoasă, dar asta nu deloc. Ce avem aici, boys? Ah, dozator. Fiți atenți, boys, ăsta e dozator de Pepsi. Ia, băgăm o dată. Mi-a dat un Pepsi. Ha, cât de tare. Bun. Hai să vedem vestiarul angajaților. Let's go. Mamă, ce mișto. Ok, uite-vă ce avem aici, dulapul lui Adrian, dulapul lui Matei și dulapul lui Raluca. Deci ăștia bănuiesc că sunt angajații de la McDonald's, de la această bază secretă. Bun, hai să vedem ce avem aici. Avem bani, ok, deci asta au ei în vestiară. Ăsta are 11 McBurger, Big Mac-uri. Bă, frățiorul Adrian, ai furat 11 burger de la McDonald's. O cască, o cască de asta de aur. Și avem aici o carte cu vreau să plec. Ok, bănesc că Adrian a scris chestia asta. Vreau să scap de aici. Eu credeam că o să fac burger, nu că o să omor oameni. What? Deci Adrian zice că el vrea să scape de aici pentru că omoară oameni. Bă, asta nu-i baza secretă McDonald's. Adică, bă, da, uiteți-vă că e și semnul de la McDonald's pe venic mașinul ăsta. Ok, boys, mamă, ciudat, ciudat. Dulapul lui Matei. Matei, iar, deci toți au bani și mâncare în astea. Și încă sper să scap de la Matei. What? Dacă scap cu viața de aici, nu o să mai mănânc niciodată de la McDonald's.
Boys, băi, asta-ți... Eu nu mă așteptam să găsiți chestia asta în vestiarul lor. Deci fiecare are câte o carte de-asta. Ia și Raluca are o carte de-asta. Mamă, Raluca are de-asta. Ăștia și are o carte cu ajutor de la Raluca. Mamă, uitați-vă, boys, câte iteme avem. Oricum, bă, deci fiți atenți. Itemele astea o să păstrez un singur... Pepsi, hai să zice că mie îmi place Pepsi, bun, punem așa, le punem aici pe toate, păstrăm dolari și Big Mac-urile astea, nu vreau să iau toate astea după mine. Însă hai să citim cartea asta cu, este că avem aici o carte, ajutor de la Raluca, hai să vedem. Deci cartofii prăjiți nu sunt de fapt cartofi? Ajutor. Bro, what? Ce vrea să însemne chestia asta? Bă, eu nu înțeleg ce se întâmplă, boys. Deci fiecare angajat de la McDonald's, din această bază secretă, are o, de asta, cum îi spune, are o, o carte de asta unde scrie că vrea să pleci de aici și că, de fapt, McDonald's-ul pe care îl știm noi nu e McDonald's-ul normal. Bun, o să încerc cât de mult pot să ignor ce am văzut aici și pentru a continua să explorez baza, că dacă era după mine, plecam de acum. Însă hai să continuăm, să mergem aici, bucătăria McDonald's. Bun, hopa! Hopa, e cineva aici, boys. E cineva aici, ăștia lucrători de la McDonald's, probabil. Salut, băieți, astea, dacă le dau una... nu, ok, nu fac nimica. Bun. Mă, uite aici, iar avem dozatoare de astea, vedeți, ăsta poate să-mi dea un Sprite, nu? I-am dat un Sprite dacă pun aici. Da, uite, boys, mi-a dat un Sprite, ok. Mamă, deci foarte multă mâncare și de astea. Și avem aici niște shulker boxuri. Hopa, rețetă Big Mac. Ok, oamenii mei, am găsit rețeta de la Big Mac, să vedem care e treaba aici. Rețeta Big Mac, 3 bucăți de pâine, salată, carne de om și cașcaval. Deci în baza asta secretă, Big Mac-ul conține carne de om. Ia ce mai găsim în astea? Ok. Bun, dar nu mai găsim nimica interesant. Rețeta de cartofi. Mai știți că, acum un minut, Raluca a zis că cartofii de fapt nu sunt cartofi. Rețeta cartofi prăjiți. Pentru o porție de cartofi avem nevoie de 100 de ml de apă, o lămâie, uai, de ce ai nevoie de o lămâie? De o lămâie, 2 ochi de om presați și degetele de la o mână. Mă, deci cartofii sunt de fapt degetele de la o mână? Mamă, deci, da, într-adevăr, am făcut alegerea proastă, boi, și pot spune... Nu, mie nu-mi place. Eu cred că o să plec de aici. Pentru că nu e mișto deloc ce se... Bro? Băi, ce era ieșirea? Trebuia să fie ieșirea! Nu e mișto deloc ce se întâmplă. Deci, nu poți să ieși din baza asta secretă. Pentru că... Ieșirea e blocată, o fi că în momentul în care am intrat într-o cameră sau ceva de genul, o fi că n-am intrat aici, bar n-am. Deci, boys, ieșirea este complet blocată. Nu-mi place deloc ce se întâmplă. Haideți să mergem, boys, sper să găsesc pe aici ceva. Mamă, aici și mai mult sânge. Bă, nu-mi place deloc baza asta de la McDonald's. Hai să vedem ce găsim aici. Baia angajaților, nu intra. What? Bă, asta e baia angajaților? Bă, ce-i blocul ăsta în primul rând? Mamă, și sunt foarte mulți scheleți aici pe jos. Nu înțeleg. Eu nu înțeleg ce se întâmplă cu baza asta de la McDonald's. Trebuie neapărat să scap de aici cât mai rapid. Biroul lui Ronald McDonald. Ăsta era, boys! Ronald McDonald, bă, ăsta e capul răutăților la McDonald's întotdeauna. Nu știu dacă vă aduceți aminte când am făcut eu seria aia super, super, care v-a plăcut foarte, foarte mult, care a durat vreo oră sau ceva de genul. Am făcut 4 episoade cu McDonald's, adevărul despre McDonald's. Ronald McDonald, ăsta e biroul lui. Mamă, sper să nu fie aici la el în birou. Mamă, ce are birou? Băi, ăsta e cumva un Xbox. What? Ăsta e un Xbox în birou? Mamă, cât de mișto. Un laptop? Un calculator, ok. Și ce avem aici? Plan de la Ronald. Deci asta e... Acum o să citim planul lui Ronald McDonald. Hai să vedem. O să cuceresc lumea și nimeni nu mă poate opri. Niciodată nu o să se afle că burgerii făcuți în această bază secretă sunt de fapt din carne de oameni. O să ajung cel mai bogat om din lume și o să construiesc un McDonald's cu carne de om la fiecare colț de stradă. Bro... Ce se întâmplă cu omul ăsta? Și mai aveam aici ceva. Cheia de la camera lui. Camera lui Ronald. Mamă, pă, mai avem? Bro, cât de mare e baza asta secretă? Mamă, deci e gigantică, nu vine să cred. Hai să mergem, boys, mai rapid aici. Mamă, și aici jos mai avem. Hai să vedem care-i treaba. Bun, în față avem camera. Mamă, acolo e Ronald McDonald.
L-ați văzut? Asta e camera lui Ronald McDonald's. Uite-l acolo, boys. Uitați-l. Mamă, dar ce avem aici? Închisoare? What? Avem o închisoare? Bro, sunt angajați de la McDonald's care sunt ținuți în închisoare? Unde naiba am ajuns, man? Ce e aici? Carte, te rugăm, hai să vedem. Te rugăm să ne ajuți până nu e prea târziu. Dacă mai stăm mult aici, Ronald ne va omorî și va face burger din corpul nostru. Bro, eu încă filmez, da? Vreau să văd, deci vreau să fiu sigur că încă filmez. Bă, ce chestia asta, băi, deci neapărat trebuie să-i salvezi pe băieții ăștia. Camera lor, am intrat, hai mă, șmecher, unde ești, bă? Ok, 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 mort. Bun, l-am executat pe Ronald. Efectiv, foarte, foarte rapid. N-a apucat să-mi dea una, ce bine, mamă, mi-a dat capul lui. Ok, hai să vedem. Asta e camera lui, bro. Bă, ce cu camera asta, băi, așa de simplă și ciudată. Un diamond pickaxe, bun. Deci cu acest târnăcop de diamond, fraților, urmează să eliberăm toți angajații de la McDonald's. Și cred că după voi putea să ieși din baza asta secretă. Deci vreau să vă fiți atenți. Vreau să am puțină speranță. Și vreau să ies din baza asta secretă. Să ies pe unde am venit. Și cred că pentru că, gen, dacă am pickaxe-ul ăsta, pot să sparg acolo. Numai dacă nu, cumva sunt în alt loc. Sper să nu am probleme de genul. Bun, deci v-am eliberat pe toți, fraților, și haideți împreună, o să vă las ușa deschisă. Hai să ieșim neapărat din baza asta secretă, pentru că e foarte, foarte nașpa. Deci știți că acolo mi s-a blocat ieșirea. Sper totuși, dacă sparg, să fie totul bine. Hai să vedem, let's go. Bun, bun, let's go, bun, fraților, hai să mergem. Mamă, deci am ieșit. Nu, încă stați puțin. Nu zic nimic până nu e 100%. Hai să vedem, let's go. O să las asta deschisă pentru că l-am omorât pe Ronald și până la urmă după trebuie să iasă și angajații. Ei bine, frați și surori, am reușit să supraviețuim în baza secretă McDonald's. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați neapărat să apăsați butonul de like. Eu am fost Marusiancu și boys, fiți atenți dacă facem, deci dacă ați ajuns până aici, lăsați un comentariu cu am ajuns până la finală și dacă facem în 24 de ore 3000 de like-uri la episodul ăsta, mâine fac un episod special în care explorez 5 baze secrete noi. Ați auzit? Foarte bine, fraților, în același episod o să explorez 5 baze secrete noi pe care nu le-ați mai văzut până acum. Ei bine, băi și fete, cam atât a fost cu acest episod. Eu am fost Marusiancu și ne vom revedea curând cu episodul noi. V-am pupat pe toți și vă urez o zi minunată și un weekend plăcut. Și surori, bine ați venit la un nou episod foarte special de Minecraft la mine pe canal, deoarece astăzi, fraților, urmează să intrăm în baza secretă a omului de la fereastră. Ați auzit foarte bine, băi și fete, în momentul de față mă aflu pe o hartă pe care am primit-o de la un abonat. Și urmează, băi, și că băiatul ăsta a găsit baza secretă a omului de la fereastră pe Minecraft și urmează să intrăm în ea să vedem care-i treaba. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like, să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, băi, să nu mai pierdem timpul pentru că vreau neapărat să intru acolo să vedem ce vom găsi, boys. Îl vom găsi pe omul de la fereastră, probabil, dar hai să vedem, sperăm să nu găsim chestii ciudate acolo, cum ar fi toate persoanele pe care le-a răpit, gen, toate persoanele pe care le-a răpit cu cartea aia, nu știu, ar fi foarte, foarte nașpa. Nu uitați like, de subscribe. Doamne, ajută să facem cât mai rapid 200.000 de abonați și hai să vedem care-i treaba, boys. Deci eu m-am spawnat în acest pillage, habar am care-i treaba și după cum puteți vedea, l-am pe băiatul ăsta pe care îl cheamă Răutate în față. Hai să vedem care-i treaba cu el. Salut, prietene, Răutate este numele meu, dar nu te speria, eu nu sunt deloc o persoană rea și toată lumea din această zonă îți poate confirma. Ok, boys, nu înțeleg de ce te cheamă Răutate. Tu nu de mine ar trebui să-ți faci griji, ci de omul de la fereastră, pentru că te-a invitat la el în bază, doar că invitația nu este la mine și nici măcar nu vreau să mă bag prea mult în această poveste, pentru că, sincer să fiu, mi-este foarte frică de el. Ok, băi, deci la lume e frică de omul de la fereastră și mi-ar trebui să-mi fie. Invitația pe care ți-a făcut-o este la fiul lui. Hopa, omul de la fereastră are un fiu așa, care este afară, dar de el să nu-ți fie frică, este un băiat de nota 10. S-a întors împotriva tatălui lui și ne-a luat nouă apărare, așa că poți avea foarte multă încredere în el. Hopa, deci fiul omului de la fereastră, boys, este un copil normal. Hai să vedem care e treaba, mamă, uitați-vă la el. Hai să sărim aici jos.
Uitați-vă la el, mama arată ciudat, rău de tot, se vede că e fiul ăsta, însă cică n-are nicio treabă, hai să vedem. Salut, frățioro! Salut, știu că ți-e puțin frică de mine și nu vrei să recunoști, dar crede-mă, eu nu sunt ca tatăl meu și nici nu voi fi vreodată. Eu sunt aici doar să-ți înmânez invitația pe care ți-a scris-o și ea este în cestul de lângă mine, dar vreau înainte să plec spre acel loc straniu, să știi că de acolo nu au ieșit foarte mulți în viață și că este o bază făcută de unii dintre cei mai periculoși oameni care există pe această planetă. Netă. Tot ce am vrut să fac eu cu aceste vorbe a fost să te atenționez, nu cumva să crezi că vreau să te sperii. Bro, mi se pare destul de treabă băiatul ăsta fiului, adică băi, mai de treabă decât el 100%. Cred că e momentul să citești invitația din chest. A, și da, ți-am lăsat și niște armură și o armă ca să fiu sigur că ești cât de cât în siguranță. Bun. Deci aici, boys, avem o invitație de la omul de la fereastră. Mamă, bro, mi-e frică maxim, băi, mă jur, mi-e frică maxim așa. Hai să punem armura de diamond pe noi, bang, 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 și să citim voi spune la urmă și invitația pe care ne-a lăsat-o omul de la fereastră. Salut, youtubere! Văd că nu te-ai cumințit de la ultima noastră întâlnire, așa că mi-aș dori ca noi doi să vorbim mai mult față în față. Să nu stăm să ne schimb unul altuia scrisori ca niște copii care se joacă. Eu zic că este mult mai constructiv să vorbim ca doi bărbați la mine în bază. Ia-te după zile de pe jos și vei ajunge numai decât la baza mea, nu cumva să te sperii, sângele de pe jos este fals, știu că ești destul de sensibil, da. Sunt 100% sigur că sângele de pe jos este fals. Hai să spunem că ai treaba, boys. Să mergem, deci mergem după sângele ăsta. Bang, 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 ok. Acolo jos sunt niște persoane. Hai să vedem, boys. Mergem tot așa. Uitați-vă aici, foarte, foarte mult sânge. Hopa! Și aici, boys, bănesc, este intrarea în baza secretă a omului de la fereastră. Bun, fraților, haideți să intrăm înăuntru. Mi-e destul de frică, însă o să o fac. 3, 2, 1 și... Ok, boys, opa, 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 asta-s că am picat înăuntru, mamă. Ok, boys, am picat înăuntru, după cum puteți vedea, baza e destul de ciudată și m-a băgat direct aici să mă bag cu băieții ăștia. Mamă, și nici nu eram pregătit de bătaie, efectiv, aveam cartea în mână. Ok, credeam că urmează să vorbesc cu cineva sau ceva de genul, deci, boys, efectiv, m-am băgat direct cu băieții ăștia. Hai să vedem care e treaba, trebuie să ajung la el, nicio introducere, absolut nimica. Hai să vedem, deci ne-a băgat aici, am bătut pe ăștia. Ăștia bănesc că sunt gardienii lui, gen gardienii lui omul de la fereastră. Ăsta să bag un golden apple. Să mergem mai departe, boys. Aici avem parcurul gardienilor. Holy shit, bro. Ok, deci baza asta secretă e mai specială și mai ciudată decât toate pe care le-am văzut acum. Hai să pun tot ce nu-mi trebuie în chest. Ok, o să iau fensurile astea. Hai să citim asta. Ce, cumva te-ai speriat de începutul acestei baze? Let's go, chiar m-am speriat. Este o bază un pic mai ciudată decât cele pe care le cunoșteai până acum, nu-i așa? Ei bine, surprizele o să tot continue să apară. Și prima dintre ele este parcurul gardienilor, care nu este unul dintre cele în care pici și mori instant în lavă, pentru că omului de la pereastră îi se pare plictisitor, așa că dacă vei pica la acest parcurs, gardienului o să te ia pe sus și o să te omoare, doar că foarte lent, foarte lent, ca să simți tot. Ce să zic, foarte atent, să fii foarte, foarte atent. Ok, boys, hai să vedem care-i treaba. Avem un parcurs, mamă, vreau să sparg chestul ăsta, pentru că mă încurcă. Bun, hai să vedem care e treaba, boys. Haideți să mergem pe parcurul ăsta. Holy și mamă, e lavă pe jos. Mamă, boys, efectiv, parcurul ăsta mi se pare super, super greu. Acolo e cineva, bro, nu știu dacă e vreo chestie ciudată, gen, ok. Mamă, boys, bă, mi-e frică maxim de ce s-ar putea întâmpla la acest parcur. Holy shit, ok, băi, sau bă, mi-e frică maxim, ok, bun. Mamă, sper să nu mă prindă, pentru că dacă pic acolo jos, boys, deci fiți atenți, mie nu mi-e frică că pic acolo jos, însă o să rămân acolo pe veci blocat. Efectiv, rămân acolo pe veci pentru că nu pot să ies de acolo, că de bătut cu gardine aș putea să mă bag, nu-i mare chestie. Ok, bun, deci am terminat aici și am intrat la o chestie care se numește Enderman-ul Challenge-ului. What? Ce chestie asta? Hai să vedem care-i treaba, mamă, mi se pare... ciudat rău de tot, hai să vedem. Nu sparge lemnul greșit este challenge-ul pe care eu ți-l voi prezenta astăzi și zice să fiu este unul dintre cele mai ușoare challenge-uri în această bază, dar nu cumva să crezi că vei putea trece de el cu una cu două pentru că te înșela marnic. Nu sunt foarte multe de explicat, dacă vei sparge lemnul verde corect, vei trece la următorul nivel și tot așa până la final. Și dacă îl vei face pe cel greșit, o să iei bedrock-ul. Pentru a începe challenge-ul, ia toporul din chest. Hopa, deci Enderman-ul mi-a prezentat un challenge. Ok, boys. Hai să vedem care-i treaba. Challenge-ul nostru preferat de nu alege chestia greșită. Haideți să începem. Stânga. Mijloc. Ok. Stânga. Nice. Dreapta. Nice. Mijloc. No, stânga. Ok, boys, ok. Bă, destul, ok. Mijloc. Ok.
dreapta. A, stânga. Ok. Stânga iară. No, dreapta. Ok, tot dreapta. No, stânga. Ok, 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 boys, ok, baică, hai că o dăm bine, mijloc. No, dreapta. No, ok, iară stânga, mamă, boys, aici am fost destul de proști, bun. Dreapta. Ok, stânga. Mijloc. Iară mijloc. Iară dreapta. Iară dreapta. No, iară mijloc. Care mijloc, bro, că n-am mai fost de 10.000 de ani. Bun, băieți și fete, bun. Deci am reușit să terminăm, nu spargem, nu greșit. Hai să mergem mai departe. Avem camera capetelor. Hopa. Aici avem un asasin plătit. Holy shit, cine e, băi, chestia asta? Mamă, bro, stați că deja mă sperie baza asta secretă. Oho, un nou băiat venind prin vizită. Ei bine, hai să-ți explic care e treaba cu camera asta. Aici sunt capetele oamenilor pe care eu i-am omorât, fiind omul plătit de omul de la fereastră. Bro, deci dacă te joci eu cu omul de la fereastră și ești răpit, o să ajungi pe mâna lui băiatul ăsta care să te omoare. Deci omul de la fereastră nu te omoară, te omoară ăsta. Ok, să fac asta. Gen, a fost plătit de omul de la fereastră să facă chestia asta. Toți dintre ei au primit o invitație la fel ca și tine. Doar că sunt foarte curios să aflu de ce șeful nu m-a pus să te omor și pe tine. Ar fi fost o adevărată distracție să mă joc cu tine un pic. Hopa! Deci omul de la fereastră a zis la băiatul ăsta pe mine să nu mă moare, să mă lase în viață. Ok, ok, destul de interesant. Hai să vedem camera de muzică, unde e gardianul artist. Holy shit, boys, bă, mă sperie pe bune camera asta. Omul de la fereastră mă ține aici pentru că sunt unul dintre cei mai buni artiști de lumea întreagă și sunt un tip dur care îl poate apăra foarte bine, îi poate apăra toate foarte bine discurile cu muzică și pe lângă chestia asta, în fiecare seară de la 8 la 9, el vine aici și mă ascultă cum îi cânt operă. Holy shit, boys, e nebună. Chiar dacă este o persoană violentă și rea, muzica pe care o ascultă nu denotă deloc asta, este foarte ciudat. Ia să vedem ce e aici. Ia să punem așa o muzică asta. Ia, hai să vedem ce cântă. Let's go. Ok, boys, ok, destul de ciudată muzica. Hai să mergem pe aici. Avem TNT-urile de urgență. Hopa. Boys, creeperul de urgență. Mamă, bă, sunt foarte multe chestii ciudate aici. Bă, mă sperie pe bune. Care e treaba cu creeperul ăsta? Salut. Hai să-ți explic tot ce se întâmplă aici. În caz că niște inamici pe care șeful nostru îi consideră mai puternici decât noi sau în caz că foarte multe echipaje de poliție ne intră în bază, deci la ăștia vine și poliția, ca niciodată nimeni să nu afle ce se întâmplă cu adevărat în această bază, eu sunt pus aici să explodez când situația de urgență este activată și după ce voi exploda se vor activa automat și TNT-urile, bro. Efectiv, creeperul ăsta explodează la comandă. Eu filmez chestia asta, nu? Că mi se pare foarte tare, ok? Deci, boys, creeperul ăsta e pus aici ca să explodeze odată cu TNT-urile. Adică o să moară, mamă, ce nașpe. Ok, avem aici frunzele. Bun, uite pe gardianul grădinar. Bun. Ok, știu că ți se pare ciudat ca un om periculos ca șeful meu să aibă o cameră dedicată florilor. Sincer să fiu, nici mie nu mi-a spus de ce iubește el atât de mult florile. A spus doar că pacea contează cel mai mult. What? Cum contează pacea? Ești omul de la fereastră. Și că pentru el florile înseamnă extraordinar de mult și mă plătește să stau aici în fiecare zi și să am grijă de aceste flori, care știe să fiu, chiar miros extraordinar de bine. Ok, destul de ciudat dacă stai să mă întrebi pe mine. Aici avem ferestrele. Uite-l pe geamgiu cu ferestrele. Mamă, ok. Nu cred că este ceva atât de ciudat în casa unuia pe care cheamă omul de la fereastră decât să găsești o tonă de geamuri, o tonă de ferestre practic, ok. El iubește foarte mult geamurile. Tocmai de asta are și numele ăsta. Eu stau aici toată ziua și ilustrez fiecare părticică și o curăț cât de bine pot eu, pentru că la finalul zilei, la ora 11, șeful vine aici și controlează fiecare bucățică de geam și dacă una dintre nu este curată, îl pune pe asasin să mă bată, bro. Deci efectiv, și ce am observat eu, boys, toți oamenii din această bază secretă sunt ținuți ostatici, bro. Adică și ăsta, și gardianul, și creeperul mai ales. Bro, trebuie să-i salvezi pe toți, efectiv. Trebuie să-i salvezi neapărat pe toți. Labirintul artei. Hop, aici avem un labirint, ok. Hai să vedem ce scrie aici. Omul de la fereastră este un amator de artă care în timpul lui liber pictează foarte mult și stă multe ore cu mâna în pensulă încercând să facă pictura perfectă. Cu aceste încercări ale lui a pictat în total peste 100 de tablouri cu care s-a gândit să facă un labirint foarte greu de trecut și uite așa a luat naștere acest labirint. Hai să vedem care e treaba, boys. Trebuie să ieșim din labirintul ăsta. Stânga sau dreapta? Dreapta. Hai să vedem. Mergem pe dreapta. Hopa, ok, dreapta a fost oare fail. Mergem pe stânga. Hai să vedem care e treaba, boys. Luăm tot pe aici. Bang, bang, bang. Hopa, pe aici am luat-o bine. Ok, nu. Dreapta. Hopa, nu. Mamă, boys, e foarte, foarte ciudat labirintul ăsta. Holy shit. Hopa, îl văd pe omul de la fereastră.
oficial văd pe omul de la fereastră. O luăm pe aici. Ok, boy, și uite-l în față pe omul de la fereastră. Aici este un mini survival, însă avem toporul, foarte bine. Acest mini survival este unul ca toate celelalte care nu are nimic special, doar omul de la fereastră a vrut să se asigure că există o groază de challenge-uri înainte ca cineva să ajungă la acesta. Bun, boy, haideți să trecem rapid pe mini survival-ul ăsta. O să trecem destul de rapid pentru că avem destule unelte, aș putea să spun. Facem așa, bang, bang. Iau sticurile, fac un pic ex de lemn, așa, sparg astea. Hai să vedem care-i treaba, bro. Ok. Bun, spargem totul, boys. Vreau să fac totul cât mai rapid. Hai să spargem astea. Băi, și cred că după această cameră o să ne întâlnim în sfârșit cu omul de la fereastră. Sper că are să-mi spună niște chestii destul de frumoase, pentru că dacă nu sunt frumoase, o să îl omor. Ați auzit foarte bine, nu... Nu o să aibă, mamă, mai am nevoie de încă un cablu sau un grignol. Nu o să aibă vorbă cu mine. Nu o să stau să-i ascult toate prostiile. Efectiv, direct, o să mă pun să-l bat dacă cumva... Na, nu o să-mi zică ceva frumos sau ceva de genul. Pentru că, boys, până la urmă, ține atâția oameni ostatici. Stai să sparg și diamantele astea ca să fac drum aici. Adică nu mai sparg nimic, bro. Aștept să se facă, Iron-ul. Aștept să se facă Iron-ul, boys. Și planul meu, după ce mă văd cu omul de la fereastră, este să îi eliberez pe toți oamenii de acolo. Știi ce zic? Adică eu o să le las ușa deschisă. Dacă ei vor să plece, să plece. Pentru că absolut nimeni nu-i ține aici ostatici. Știi? Dacă eu pot să ies de aici și ei pot să iasă, nu? Adică mi se pare destul de corect până la urmă. Și sunt ținuți aici cu forță. Adică nu cred că creeperul ăla vrea să explodeze când se întâmplă ceva nașpa. Știi ce zic? Adică e logic. Bun, hai să luăm pickaxe-ul de iron. Spargem astea 1, 2, 3. Așa. Și acum facem măreața sabie de diamond. Așa. Aba nu, nu sabie, bro. Mamă, ce prost sunt. Trebuia de fapt pickaxe. Ok, trebuie să mai am încă două de asta. Mă miram de ce am luat 3 de alea. Bro, voiam să am făcut din greșeală o sabie, ok, îmi fac sticuri și facem un pickaxe, așa, bro. Și acum, boys, o să spargem efectiv obsidianul ăsta și după o să ne întâlnim cu omul de la fereastră. Hai să vedem care-i treaba, spargem asta. După cum puteți vedea, mai aici încă un... mai e încă un perete de ăsta. Hai să vedem care-i treaba după atâta timp. În sfârșit ne întâlnim cu el, 3, 2, 1 și... Uitați-l, boys, pe omul de la fereastră. Frațiaro, am trecut de toate challenge-urile pe care mi le-ai propus și am ajuns în sfârșit să fiu față în față cu tine. Așa că o să te întreb direct, ce vrei de la mine? Te-am întrebat direct, ce vrei de la mine? Ia uite cine a apărut în peisaj. Ce faci, prietene? Știu că nici ultima dată când ne-am văzut nu ți-am făcut niciun rău și ce să vezi, nici acum nu-ți voi face. O să-ți fac eu ție, dar am vrut să văd dacă tu ești chiar așa de tare și de curajos cum vorbește lumea și uite că chiar da, ești o persoană super curajoasă. Am o singură rugăminte la tine, știu că mi-ai văzut fiul. Data viitoare când te mai vezi cu el, convinge-l să mai treacă măcar o dată pe la mine, să vorbim și noi așa ca băieții. Bro, luăm-o de la fereastră, îi e dor de fiul lui, man. Ok, nici nu o să-l bat, bă, pentru că mă simt foarte, foarte nașpa pentru el, însă o să-ți eliberez toți ostaticii pe care ții aici și o să vorbesc și cu fiul tău. Bun, băieți și fete, păi, chiar dacă am intrat în baza omului de la fereastră, se vede că... Am avut așa să spunem un final destul de bun. O să mă duc să liberez pe toată lumea din baza asta secretă și pe lângă chestia asta o să vorbesc și cu fiul omului de la fereastră. Nu uitați neapărat, boys, să apăsați butonul de like. Scrieți la comentarii hashtag omul de la fereastră. Nu, hashtag omul, efectiv. Dacă ați ajuns până aici. Eu am fost Marusiancu, v-am pupat pe toți și ați auzit foarte bine, frați și surori. Bine ați venit la un nou episod special de Minecraft la mine pe canal. Ei bine, băi și fete, de data aceasta, după cum puteți vedea, uitați-vă ce am găsit la mine pe harta de Minecraft. Exact, baza secretă a prietenilor curcubeu. Însă nu o să fiu proș și o să mă duc acolo așa, pentru că s-ar putea să mor, având în vedere că știți și voi că acei prieteni curcubeu, chiar dacă la prima vedere par niște creaturi prietenoase, nu știu cum, sunt chiar pe bune fioroase. Însă aici scrie așa, fraților, accesul interzis, doar persoane autorizate pot intra. Și fiți atenți ce idee mi-a venit. Adică dacă eu acum o să intru normal în baza asta, o să mor, pentru că probabil, nu știu, din câte am înțeles, au și gardien, au servitor, au foarte multe chestii și o să mă moare. Însă, fraților, dacă aș fi o persoană autorizată, poate nu aș muri, știi ce zic? Așa că uitați-vă ce tocmai mi-am pregătit. O uniformă de poliție. O să mă deghizez cu uniforma asta de poliție și o să intru în baza lor, așa că nu au ce să-mi facă până la urmă, știi ce zic? Că na, până la urmă există poliție și pe aici, adică n-ai cum să-l dai afară pe poliție. Și o să
intrăm acolo, fraților, și o să vedem ce o să găsim. Sunt chiar foarte, foarte curios, pentru că mă zic că această bază secretă este plină de surprize. Nu uitați neapărat să apăsați butonul de like și să vă abonați la acest canal dacă mai vreți să facem episoade de genul. Eu zic, fraților, să nu mai pierdem timpul. Hai să vedem dacă filmăm. Filmăm, totul este bine și hai să-i dăm drumul. Deci, fraților, chiar acum o să mă echipez cu uniforma de poliție. Așa arăt eu în varianta de polițist marusian cu polițistul. Am aici cheia, am o sabie de diamond pe care nu o să o arăt, însă o să țin cu mine. Și o să zic că sunt doar un polițist care a venit în inspecție. Nu știu, hai, Doamne ajută să nu mi se întâmple ceva sau ceva de genul. Gen, hai să vedem, bază secretă, prietenii curcubeu. Deschidem și mergem în jos. Hai să vedem, boys, let's go. Ok, vedem că e cineva acolo deja. Este un servitor, ok, ok. Deci lui o să-i zic, practic am venit aici în inspecție, știi ce zic? Let's go. Mamă, s-au zis ceva ciudat. Hai să vedem. Picăm jos, picăm jos. Hopa. Bun, fraților, vreau să vă spun că de la început că locul ăsta mi se pare foarte, foarte suspect. Însă hai să ne prezentăm și să-i zicem că am venit să facem un control de rutină. Bună ziua, sperăm că nu vă deranjăm poliția aici, după cum puteți vedea. Și am venit doar să facem un control de rutină. Vreau să văd și eu ce se întâmplă în acest loc, pentru că am primit anumite reclamații și doar aș vrea să trag ochiul, nimica mai mult. Bună ziua, domnule polițist, nu mă așteptam să vă văd aici, o vizită surpriză. Da, da, desigur. Desigur că puteți intra în bază, dar să știți că momentan prietenii curcubeu sunt obosiți și probabil dorm. Și mai bine așa, mi-a spus să nu-i deranjeze nimeni, dar desigur că dumneavoastră puteți să intrați. Hopa, nu vor să fie deranjați. Apropo, să nu intrați în subsol, nu de alta, dar e foarte murdar. Cred că sunt și paianjeni acolo și nu are rost să vă murdăriți. Mulțumesc de înțelegere. Vin după dumneavoastră? Nu, 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 stai așa. Nu, poți să stai aici. Să nu intru în subsol. Ok, fraților, bun, deci să nu intru în subsol, că e murdar. Sutra asta e murdar. Bun, intrare în bază. Hai să vedem, fraților, ce avem aici. Ok, avem camera de depozit încuiată. Mamă, dar toate ușile sunt încuiate. Hop, avem camera de securitate. Aici nu e nimic, hai să intrăm înăuntru. Mamă, boys, ok. Băi, ăștia au securitate pe bune. Au 3 calculatoare aici. Bun, ok, ciudat. Ia să vedem aici, boys, și asta. Hopa, sunt mai multe chei. Cred că aici sunt cheile de la toate locurile din bază. Fiți atenți, avem cheia de la camera lui Blue, cheia de la depozitul ăla din spate, cheia de la bucătărie, cheia de la camera de oaspeți, cheia de la camera lui Purple, cheia de la camera lui Orange și cheia de la subsol, locul în care a zis ăla să nu intru. Aha, să nu intru în subsol. Fraților, eu să iau cheia pentru că o să vreau să intru în subsol și hai să vedem aici. Prima dată să mergem în depozit, să vedem ce găsim aici. Let's go. Mamă, deci boys, nu știu, mă simt ciudat în baza asta. Parcă nu-mi dă siguranță. Deci chiar mă simt super, super ciudat. Hai să vedem camera de depozit. Let's go, o deschidem. Asta este depozitul. Au aici niște laptopuri. În fine, ce au aici? Mamă, au diamante, bro. Ok, le iau. Ok, o să le iau, fraților, și goldul și tot. Aici ce? Mamă, boys, bă, ăștia sunt bogați pe bune, câte chestii au. Opa, și un pic să iau și ăsta. Băi, iau tot ce găsesc aici, efectiv. Ok, hai să vedem. Și aici au capete de om și o scrisoare. Ia sunăm și asta să vedem care-i treaba. Bun, frate, haideți că ne-am umplut de itemele. Let's go, scrisoare. Credeam că e un loc pentru copii. Credeam că o să fiu primit cu brațele deschise. Credeam că o să văd multe culori. Dar astea au fost doar gânduri. Când am ajuns aici, am văzut doar roșu, credeam că sunt prietenoși, dar nu au fost. What? Oricine citește aceste ultime cuvinte ale mele, te rog, pleacă. Sună la poliție, fă ceva, dar doar pleacă. Ok, asta e destul de ciudat, fraților. Ok, bun. Bun, asta pe bune e ciudat. Deci nu știu care-i treaba cu scrisoarea asta, însă probabil este de la un om care a fost în baza asta secretă și nu a avut o experiență prea bună. În fine, o să o las aici. Băi, și hai să nu mă umplu, n-o să iau golden carrot, iau numai așa, iau numai chestiile astea ca să le țin la mine. În fine, fraților, haideți să mergem mai departe. Deci, băi, până acum nu-mi place deloc baza. Hai să mergem mai departe, să vedem ce camere mai sunt pe aici, pentru că avem cheie pentru toate, bănuiesc. Avem aici
Bucătăria, ok, hai să mergem și în bucătărie, let's go. Să mergem aici, mamă, bro, ok, mamă, ce bucătărie performantă au. Mă, te-ați observat că prietenii curcubeu ăștia nu sunt fair deloc. Adică au laptopuri, au calculatoare, au o tonă de bani, diamante, gold, efectiv. Nu știu de unde au atâtea chestii, dar aici ce e, boys? E ceva ciudat, mamă, e o travă, bro. Dar gen, o travă de la altcineva și asta, o cutie, what? Ce cu cutia asta, bro? What? Mi-a pus-o pe cap? What? Ce-i asta? Ok, ok, bun, boys. Ok, deci cutia asta, nu știu, probabil să te ascunzi într-o cutie sau care-i treaba, gente? Poți ascunde într-o cutie? Asta e să-mi dau asta jos. Dacă îmi dau asta jos și îmi pun așa, mă ascund într-o cutie. Mamă, boys, te poți ascunde într-o cutie. Ok, ok, ciudat, ciudat, ciudat. Nu știu ce caut asta în bucătărie, însă, în fine... Nu, și aici ce sunt? A, e numai o travă. Nu știu dacă ei mănâncă o travă, dacă ei mănâncă chestia asta, gen, sau așa e făcut, sau na, dau mâncarea asta la altcineva. În fine, bun, hai să mergem mai departe, fraților. Avem camera de oaspeți, ok, să vedem și aici. A, și mai avem încă trei camere și subsolul. Camera de... Hopa, se uite ceva de acolo jos, mamă, și aici jos. Ok, stați puțin să vedem camera de oaspeți. În continuare filmez, da, bun. Hai să vedem camera de oaspeți, ce-i cu ea. Hopa, aici trebuia să fie cineva. Patul Amandei și Amanda e schelete. Patul lui Gary și Gary e schelete. Și patul omului de la fereastră. What? Și nu e nimeni. Boys, cumva omul de la fereastră a venit în vizită la prietenii curcubeu? Sau, de ce? What? Ok, boys, e destul de ciudat că patul omului de la fereastră e gol. O fi că omul de la fereastră e în bază? Nu cred, sper să nu. Sper să nu, pe bune. Ok, hai să mergem mai jos, fraților. Să vedem, hai să luăm cheile astea. Să le punem așa cu noi. Să vedem ce avem aici, let's go. Mamă, ce-i asta? Ce-i asta, bro? Aveți grijă, what? Ce-i asta? Hopa. Acolo jos e ceva, fraților. Habar n-am și chestia aia. Ia dacă sparg așa. Aoleu, aoleu, bro, bro, ce-i aia? Ok, ok, o să las acolo, nu prea înțeleg ce e, nu înțeleg de ce e cu ăsta aici. Avem camera lui Blue, hai să vedem. Blue, frățiorul nu m-a ataca, frățiorul stai. Ok, frățiorul, deci asta este camera lui Blue. Este o cameră normală, un pat și masă. Bun, uitați-le și apoi Blue, din prietenii curcubeu, ok. Avem camera lui Orange aici. Unde e Orange? Uitați-vă aici. Nu m-a ataca, bro, nu m-a ataca, nu m-a ataca, suntem ok, suntem ok, suntem ok, suntem ok, Orange, suntem ok, ok. Bun, fraților, băi, bă, sunt niște camere normale. Ia uite că s-a ieșit afară, unde s-a dus? Unde s-a dus Orange, bro? Bro? Ah, bă, nu, uite-l aici. Și mai avem și camera lui Purple. Bun, fraților, bă, sunt niște camere normale. Adică este patul și două de-astea. Deci ăștia dormeau și probabil eu i-am deranjat. Însă, fraților, mai avem o singură cheie. Cheia de la subsol, unde-i subsolul aici? Cheia de la subsol, băi, băi, și servitorul a zis să nu intru în subsol. Că cine știe ce găsesc, man, what? Nu știu ce să zic, boys, nu știu ce să zic. Adică mi-a zis că e murdar sau ceva de genul, că aș putea să găsesc paianjeni. Nu știu, bro, eu mă risc și intru în subsol. Asta o să fac, da, o să mă risc și o să intru în subsol. Și sper să nu găsesc ceva care să mă sperie maxim. Hai să vedem. Deschidem asta și merge la subsol. Hopa, la subsol e alb acolo. Hai să vedem. Deci asta este ultima cameră din baza secretă. Asta a fost baza. Însă subsolul ar trebui să fie cea mai horror chestie. Hai să vedem, boys, let's go. Mergem jos. Bă! Fraților, este omul de la fereastră care a ținut o static de prietenii curcubeu. Bă, voi vedeți asta? E omul de la fereastră. Bă, mă, nu mă mai așteptam la asta, dar era patul lui gol, bro. Frățiorul, nu mă ataca pentru că te fac liber. Te fac liber, uitați-vă. Ăsta tot se uită în sus, bro. Probabil vrea răzbunare. Holy shit, man, bă, deci nu mă așteptam la asta. Nu mă așteptam ca omul de la fereastră să fie ținut o static în baza prietenilor curcubeu. În fine, eu l-am eliberat și vreau neapărat să ies de aici. Hai să vedem care-i treaba. Nu o să comentez sau ceva de genul. O să plec cât mai rapid, cât de rapid pot din locul ăsta, pentru că mi se pare super, super ciudat. Nu mai vreau să am vreo treabă cu el, pentru că nu e de mine. Servitorule, e totul în regulă. Chiar acum o să plec. Sunteți niște ciudați toți, efectiv. Oh my god. Bun, fraților, asta a fost baza
prietenilor curcubeu. Adică a fost ceva foarte, foarte ciudat și sper să nu mă mai întorc niciodată aici. Ei bine, băi și fete, eu am fost Marius Iancu. Dacă v-a plăcut și mai bine să facem episoade de genul sketch la comentarii și noi ne vom revedea curând cu episoade noi. Sketch, în ce bază mai vreți să ne deghizăm ca polițiști și să intrăm, să vedem într-adevăr ce se petrece acolo.